Bună seara, bună seara! Duminică! Duminica este ziua în care intru live și fac un live de duminica. Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit, sunt aici cu duminica mea, așa cum v-am obișnuit. Mă bucur să fiu aici cu voi. Am avut un weekend minunat, am fost plecată într-o vizită și m-am bronzat așa, ce frumos a fost la soare astăzi. Sper că și voi petreceți mult timp în natură și că vedeți verdele ăsta frumos care, Doamne, este copleșitor. Am fost în pădure la pădurea Chitila Mogoșoaia, absolut superb. Am avut așa, nu știu câte stări de recunoștință, de bucurie, de înțelegere față de tot ceea ce ne înconjoară. În seara asta vreau așa, nu știu despre ce o să vorbesc, așa cum v-am obișnuit, habar n-am, întotdeauna apar lucruri și atunci le las să iasă. Am o poezie pentru voi care se numește Eu sunt lumea. În această seară și de asemenea vreau să vă citesc foarte puțin din cartea pe care o citesc. Deja știți că în ultima lună am tot vorbit despre cartea asta, despre conversații cu Dumnezeu. Volumul 3 cred că este cel mai profund dintre toate. Deja nici măcar nu am ajuns la jumătate și simt că sunt atâtea adevăruri acolo și atâtea lucruri care se așează, se face lumină pe mai multe planuri. Am înțeles așa de multe lucruri din această carte, vă recomand cu tot dragul din lume. Văd că din ce în ce mai puține episoade, dar încă mai sunt episoade când, să zic, simt, vă spun cum se simte la mine, nu știu cum e la voi, dar bănuiesc că la fel, că ne oglindim, suntem unul și același, nu există separare între noi, între Dumnezeu și tot ceea ce este. Suntem unul și același suflet și când o să înțelegem asta, așa o să ne liniștim și așa frumoasă o să fie viața, că nu ne mai războim cu nimeni. Și spuneam că mai sunt episoade din astea în care ego-ul se zdruncină, se zbate, să mai se agațe de câte ceva și nu se mai întâmplă. Acum transmutăm, se întâmplă totul atât de repede. Dacă înainte ne lua câteva zile, ne rătăceam, acum lucrurile se întâmplă mult mai rapid. Știu că e ceva care se întâmplă foarte multor oameni, adică începem să vedem dincolo de vălul iluziei, începem să înțelegem că noi suntem sufletelul pur și sinele nostru iese cu adevărat afară și tot ce am crezut noi că suntem până acum, această personalitate, această carcasă, această mască, începe să se ducă. Am văzut astăzi, nu știu dacă e o știre adevărată, am văzut că Italia a ridicat toate restricțiile. Nu pot decât să mă bucur și să simt că cade masca. Cade, gata, terminăm cu măștile din jurul nostru. Aceste măști pe care le vedem în jurul nostru nu sunt altceva decât proiecția a ceea ce s-a întâmplat cu umanitatea atâta timp. Atâta timp am purtat măști cu toții. Am încercat să fim ceea ce nu suntem. Am încercat să demonstrăm ceva ce nu ne folosea. Da, există iubire. Noi suntem iubire, bineînțeles. Bineînțeles. Haideți să vă citesc această poezie și o să mai vedem după ce mai vine să povestim. Nu sunt în competiție cu nimeni. Nu mă întrec cu altcineva. Nu oamenii sunt pe niveluri, ci eu și conștiința mea. Și nu sunt egoistă să cred asta, fiindcă nu-i privesc de sus. Înțeleg că eu sunt lumea și iubesc lumea nespus.
din orice dimensiune am ceva de învățat. Sunt ping-pongul dintre ele, dinspre infern, spre înalt. Așa că la orice capăt m-aș afla în ziua ce vine, știu că și în rai și în iad e vorba doar despre mine. Amin, dragii mei. Așa ce bine e să petrești timp în sufletel, în inimioară. Eu vă spun, în ultima vreme trăiesc niște lucruri absolut senzaționale. Am învățat să cobor cu atenția din minte în inimă. Mi se deschide pieptul, simt o floare de lotus cum se deschide în pieptul meu. Simt cum mă conectez cu toți oamenii din jur aici, direct în inimă, și este absolut minunat. Nu mai ai, nu te mai deranjează nimic, nu mai ai pe cine să dai vina, nu mai e nimic care să te... să te deruteze, să te... Dacă mai vin îndoieli, le vezi, vezi că e mintea care face ce știe ea să facă, atât timp că, cât nu e controlată, cât nu știe să fie în slujba sufletului, că durează o perioadă până se ajunge acolo, ea mai încearcă și vin, dar în momentul în care tu știi cine ești, e atât de simplu, cobori imediat acolo, în sinele tău, în spațiul tău sacru, în miezul tău, în ceea ce ești tu, și se face liniște. Nu mai lălăie mintea, nu mai te doare nimic, nu-ți mai faci griji, dispare frica de sărăcie. Uite că asta a venit să vorbesc acum. Eu sunt un om care a trăit foarte mult pe partea de energie masculină și am fost un om care am făcut, am tras, am alergat, am cumpărat, am avut proprietăți, am vrut să agonisesc, să demonstrez, să fac firma, să mă pun pe picioare. Aia era energia cu heirupul, să fac, să dreg. Într-adevăr, ăsta e energia masculină, asta face bărbatul. În momentul în care simte că are motivația din partea energiei feminine, pleacă la luptă, e motivat să aducă, să facă. Femeia, în schimb, este cea care simte tot. Ea e cu intuiția, ea e cu partea asta de afecțiune și stă fermă ca să poată să-i dea motivație bărbatului ca el să aducă. Cred că în pantofii mei se regăsesc foarte multe femei și, dragile mele, vreau să vă spun atât. Ați venit întrupate într-un trup de femeie ca să experimentați ce înseamnă să fiți femei și nu e nimic mai minunat decât să fii femeie și să-ți lași grijile și să dai frâiele bărbatului, să-l lași să facă ce e el construit să facă, să pună mâna, să aducă, să care, să muncească, să facă. Le place, este în ei, sunt născuți să facă așa ceva. Dar dacă noi ca femei, aici a avut loc greșeala, intrăm în competiție cu ei și le demonstrăm că noi putem și singure și că pe noi și intrăm într-o demonstrație și într-o... Normal că ei nu mai au pentru cine să facă. Le pierde toată motivația. Dragele mele, eu sunt exemplu vostru, viu, aici sunt. Sunt un om care vine de acolo, atât am știut să fac toată viața, să plec cu heirupul până la 38 de ani. De 2 anișori încoace mă transform în această femeie care o vedeți. Uitați-vă la filmulețele mele mai vechi, uitați-vă la, nu știu, la evoluția mea ca să vă inspirați de acolo. Faptul că fac yoga, că am ajuns să stau în cap, am făcut astăzi o postare la fel cu o poezie... Este minunat să-ți cunoști corpul, să ajungi să nu mai mănânci compulsiv, să-ți asculți tot timpul fluxul ăsta de Duh Sfânt care curge prin tine, energia asta frumoasă. E absolut minunată ca femeie să înțelegi cine ești tu, că tu ești o zeiță și ai o inimă mare din care se revarsă așa iubire și tot ce poți să faci este să-i inspiri pe toți ceilalți din jur și bărbatul să-ți simtă această sevă și să vrea să facă ce are de făcut pentru tine. E minunat.
E minunat ce trăiesc și o să vorbesc din ce în ce mai mult despre schimbările prin care trec, despre descoperiri, despre evoluția care a avut loc cu mine, pentru că știu că așa am să inspir și alte femei și primesc tot timpul complimente. Măi, nu mai ești ca înainte, măi, ai altă voce, măi, ești mult mai blândă, mult mai calmă, măi, nu te mai agiți ca înainte, nu te mai grăbești ca înainte, nu? Atunci când ești în energia masculină, ca femeie, tu nici măcar nu-ți dai seama ce ți se întâmplă, nici nu-ți dai seama că tu ești deconectată de la partea aia frumoasă a ta. Și ce se întâmplă? Că în momentul în care tu ai fost în energia masculină, deja ți-ai așezat drept bărbatul din tine, că toți avem și bărbat și femeie. După care îți dai voie să fii femeie, da? Manifesti în realitatea ta bărbatul care tu ești în interior și apoi cei doi se unesc și tu urci la următorul nivel. Devii androgin, nu? Nu mai te identifici nici cu bărbatul, nici cu femeia. Îi ai pe amândoi în tine uniți, ambele energii, negativ, pozitiv, întuneric și lumină, yin și yang, și apoi urci la următorul nivel, acolo unde manifesti tot și unde ești o iubire pură și nu mai vezi separarea. Separarea dispare total. Da, știu că mulți dintre voi înțeleg despre ce vorbesc. Cei care sunteți cu mine pe drumul ăsta, nici nu trebuie să mă ascultați, că simțiți ceea ce eman, simțiți vibrația și ceea ce trimit către voi. Am să vă citesc din această carte, da? Conversații cu Dumnezeu. Foarte puțin, e absolut minunat. Adevăr vă spun eu vouă, vindecați dezbinarea dintre voi, puneți capăt iluziei de separare și veți fi trimiși înapoi la sursa forței voastre interioare. Acolo veți găsi adevărata putere, puterea de a face orice, puterea de a fi orice, puterea de a avea orice. Pentru că puterea de a crea provine din forța interioară, care este produsă prin unitate. Același lucru este adevărat și în cadrul relațiilor dintre voi și Dumnezeu. Tot așa cum este extraordinar de adevărat în cadrul relațiilor dintre voi și semenii voștri. Încetați să vă mai gândiți la voi înșivă ca fiind separați. Și atunci, a voastră va fi adevărata putere care provine din forța interioară a unității, ca societate și ca parte individuală a întregului, pe care să o folosiți cum doriți. Dar amintește-ți că puterea vine din forța interioară. Forța interioară nu provine din puterea ca atare. Tot în cartea asta explică foarte frumos cum la început, când era matriarhat, Dumnezeu era o zeiță, nu? Și zeița era iubire și compasiune și afecțiune și atâta tot. Ce s-a întâmplat cu mintea care a născocit un personaj? A născocit acest personaj pe care noi îl numim Satana sau Diavol. De ce? Din frică. Pentru că la început femeile erau cele care prin iubire luau hotărâri, erau cu compasiunea tot timpul, erau tot timpul ferme și drepte și intuiția lor dreaptă funcționa, dar bărbații cumva s-au simțit dați la o parte și cei mai enervanți, cei care nu s-au simțit doriți, asta au făcut, au născocit tot felul de îndoieli la adresa femeilor, au căutat să capete puterea de la alți bărbați și au inventat frica. Cum? Și au dat seama că ei sunt mai puternici decât femeile prin forța lor fizică. Dragii mei bărbați, n-am nimic cu voi, vă iubesc de nu mai pot, dar așa stau lucrurile. Cartea asta explică foarte bine și cred că și voi simțiți în interior, nu? Atât timp cât femeia era zeul, nu existau războaie, nu exista atâta ură și și atâta durere și atâtea... S-a inventat frica, s-a inventat un personaj de care să ne fie frică, și anume diavolul, care nu există, este o invenție a minții. Pentru că și frica tot de acolo vine. Am scris o poezie de curând despre emoțiile noastre cele mai mari, și anume frica, iubirea,
mânia, dorința de a fi ca celălalt și durerea. Și am scris o poezie, chiar am să... am publicat-o deja, nu reușit, și o să o citesc probabil duminica viitoare pentru voi. Este absolut minunat să înțelegi de unde venim și cum a luat naștere un Dumnezeu pe care omenirea l-a considerat mascul și după aceea cum acest Dumnezeu a fost văzut un Dumnezeu gelos și mânios și un Dumnezeu care pedepsește. Cum să ne pedepsească Dumnezeu dacă noi suntem Dumnezeu? Și dacă noi suntem parte din El, cum să fie ceva greșit pe lumea asta? Absolut nimic nu e greșit. Totul este perfect așa cum este. Pentru că nu există separare. Noi suntem unul și același suflet. Unul cu Dumnezeu și cu tot ceea ce există. Vă mai citesc ceva, tot așa, pentru că tot despre asta e vorba. Adevăr vă spun eu vouă, cunoașteți adevărul și adevărul vă va elibera. Nu există separare, dragii mei. Nici unul de celălalt, nici de Dumnezeu și nici de orice există. Voi repeta iar și iar acest adevăr în paginile de față. Voi face iar și iar această observație. Comportați-vă ca și cum nu ați fi separați de nimeni și de nimic. Și chiar de mâine veți vindeca lumea. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. Este răspunsul pe care omul caută de milenii. Este soluția pentru care s-a zbătut. Revelația pentru care s-a rugat. Comportați-vă ca și când nu ați fi separați de nimic și veți vindeca lumea. Înțelegeți că este vorba despre putere împreună și nu putere asupra altuia. Când îți dai seama că tu ești tot ceea ce este și nu e nimic în afara ta, cu cine să te mai războiești? De cine să-ți mai fie frică? Ce probleme mai ai? Ce te mai deranjează? Nimic! Nimic! Toată suferința și toată durerea vine din minte, din frica asta. Da. Începusem să vă spun că se mai întâmplă să încep ceva și să o iau, să mă duc în altă direcție, să vorbesc despre frica de sărăcie. Pe care vă spuneam, fiindcă am fost în energia masculină, am încercat să fac, am fost omul cu heirupul, da? Și ajungi la un moment dat să-ți fie teamă că începi să-ți faci niște standarde, să trăiești într-un anumit fel și tu ai impresia că dacă nu faci, nu ai cum să trăiești. Da, partea aia de energie masculină se duce la treabă, să care, să facă. Dar există și partea de energie feminină care, ce credeți? Este suficient să crezi în tine, să știi că sinele tău divin are deja tot ceea ce îi lipsește, tot ceea ce crede că îi lipsește, are deja tot. Nu avem nevoie de nimic. Tot ce avem nevoie vine către noi singur. Trebuie să înțelegi cât de puternic ești tu ca om să manifesti în viața ta tot. Fără să te strofoci, fără să te... Eu, până am reușit să dau drumul la acest control și la această frică de sărăcie, mi-a luat foarte mult timp. Dar și când am ajuns aici. Dragii mei, trăiesc așa de anul trecut din mai. De anul trecut din mai am început să nu mai fac griji. De unde o să vină banii? Cu ce o să-i dau copilului să mănânce? Cu ce îmi plătesc facturile? Cum o să mai mă bucur și eu și o să mă răsfăț? Nu am... Nu s-a întâmplat nici măcar o dată să rămân să, Doamne, vai, vai, ce mă fac, tot timpul au apărut lucruri, tot timpul au venit, de unde, de neunde, donații, telefoane, numere și, ok, o să spuneți că poate eu sunt așa în ochiul public și mă știe lumea și de-aia primesc, pentru că nu, toți avem în noi acest dar de a manifesta tot ceea ce avem nevoie în realitatea noastră. Pentru că, în realitate, nu ne lipsește nimic. Dacă vi se pare că vă lipsesc lucruri, înseamnă că nu aveți nevoie de ele cu adevărat. E atât de simplu. Lucrurile de care aveți cu adevărat nevoie nu vă vor lipsi niciodată. Niciodată. Nu vă mai fie frică. Și dați tot ceea ce doriți să primiți. Ai nevoie de iubire? Dă iubire cât cuprinde. Ai nevoie de bani? Dă bani. Din ce n-ai, dai. Ca să vină înapoi spre tine.
și dă necondiționat, orice atenție, stai cu un om și oferă-i tot timpul tău din lume și lucruri la care tu ții, dă-le și ai să vezi că le primești înapoi, cu vârf și îndesat chiar. Din experiență vorbesc cu voi, vin de acolo de unde suntem cu toții. Toți venim la început și nu știm cine suntem, nu știm că noi suntem Dumnezeu, că noi ne creăm realitatea, nu știm nimic, dar la un moment dat se întâmplă ceva. Fiecare are poarta lui, la unii poarta se numește, nu știu, cancer. Ajungi să ai cancer ca să poți să te trezești la realitate. Alții, la alții, poarta se numește moartea unui om drag. Ajungi să pierzi pe cineva drag ca să începi să spui întrebări și să vezi prin iluzia în care trăiești. La alții poarta se numește flacără geamănă. Flacăra geamănă înseamnă că îți manifesti în realitatea ta cealaltă jumătate de suflet a ta, întunericul tău, ca să ți-l vezi. Și așa te trezești și ți se apasă toate butoanele și ești... O să vorbesc despre asta mai pe larg, încă nu sunt pregătită acum, pentru că vreau să ajut foarte mult din experiența mea pe toți cei care se confruntă cu o relație de acest gen și care nu înțeleg și deși în afară există destui de mulți oameni care vorbesc despre întâlnirea cu flacăra geamănă, la noi în România nu sunt chiar atât de mulți oameni care vorbesc despre asta, dar eu, fiindcă trăiesc așa ceva de 4 ani de zile, am ajuns să înțeleg dinamica, am ajuns să înțeleg cum funcționează și cum te oglindești cu celălalt și cum ți se arată lucrurile. Ca să-i ajut și pe cei care trăiesc o astfel de experiență. Totul este despre suflet. Faceți lucruri sufletești, dragii mei. Nu ați venit pentru altceva pe lumea asta decât să vă aflați sinele și să deveniți Dumnezeul care sunteți. Să redescoperiți, să vă reamintiți că sunteți creatorul realității voastre și să lucrați cu voi spre desăvârșire. Să eliminați toate fricile, să vă bucurați de ceea ce sunteți și să primiți darul ăsta care se numește viață cu toată inima. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Văd că suntem puțini. Știu că live-urile ajung să fie urmărite de destul de multe persoane, cel puțin 10.000 de persoane am văzut că am la fiecare live, care urmăresc, dar nu acum, în timp real. La început eram mult mai înverșunată când scriam poezii, eram din energia aceea de furie, pentru că foarte multe femei rezonau cu mine și cu furia mea, pentru că și ele trăiau ce trăiam eu atunci. La mine între timp au avut loc foarte multe schimbări, simt să mă retrag cumva, simt să mă duc un pic mai spre bucătărie, spre natură, spre grădină, spre ceea ce face o femeie, nu? Și atunci nu mai am înverșunarea aia cu care v-am obișnuit acum 2-3 ani când eram foarte urmărită. Dar nu-mi pare rău, totul are un început și poate și un sfârșit. Și îmi place să fiu aici lângă voi, să fac live-uri și o să scriu poezii mereu și merg înainte cu ceea ce fac, cu ce gătesc, cu evenimentele. Deocamdată nu mai putem face evenimente, dar eu las viața să mă poarte către unde e locul meu. Poate și acest drum este, eu știu, trebuie să ajungă la un final la un moment dat, nu? Și atunci sunt deschisă să primesc în viața mea ce vine mai departe. Da. Îmi spune cineva că sonorul e mic. Sper că m-ați auzit și sper că am reușit să pătrund acolo în inimioara voastră și să vă mișc un pic așa ca să pătrundă energia asta frumoasă și să vă reamintesc cine sunteți voi cu adevărat. Să nu vă mai faceți nicio grijă. N-ați venit degeaba, nimeni nu e întâmplător pe aici. Și nimic nu este întâmplător din tot ce se întâmplă. Totul este foarte bine, așa cum e. Suntem exact acolo unde trebuie să fim, fiecare acolo pe nivelul unde trebuie să fie ca să înțeleagă ce are de înțeles și să își reamintească cine este el. Fără griji, dragii mei, și fără frici. Îmbrățișați viața cu totul.
Vă iubesc și să ne vedem cu drag duminica viitoare. La revedere!